Fostul ministru al sănătății pozează din nou în simbolul dreptății. Vlad Voiculescu spune că este sigur că demiterea lui are legătură cu mafia din sistem, câtă vreme cei care încalcă legea nu sunt deranjați nici măcar cu o floare. Fostul ministru dă de înțeles că ar putea să vorbească în acest sens cu procurorii DNA. Aș avea câteva indicii asupra locurilor în care ar trebui să se uite procurorii DNA. Câteva indicii destul de serioase. De acolo s-ar putea ajunge unde trebuie, dar ca să fiu și mai direct, sunt puține locuri, dacă ne uităm la ariile mari, în care să nu aibă treabă DNA-ul. Sunt puține locuri în sănătate în care să nu fie cel puțin câteva componente care să fie de natură de a fi investigate de DNA. În oricare dintre domenii. De la angajări, la medicamente, achiziția de medicamente, la achizițiile făcute pentru investiții în spitale și așa mai departe. Aproape peste tot găsim componente de corupție. Un astfel de sistem se așează, cu cât trece mai mult timp și nu este deranjat, se așează din ce în ce mai bine. Se așează din ce în ce mai bine cu toate interesele care sunt mufate într-un fel sau altul de acest sistem. Au trecut foarte mulți ani, mult prea mulți ani, în care oamenii care fură din sănătate nu au fost atinși. Nu au fost atinși nici cu o floare. Oamenii care sunt promovați de prea multe ori, au conexiuni politice și atunci lucrurile astea sunt foarte, foarte bine înțesate. O nouă gafă a fostului secretar de stat al lui Vlad Voiculescu, cu puțin timp înainte de a fi demisă din Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan a publicat în Monitorul Oficial datele personale a 500 de medici, încălcând astfel legea securității datelor cu caracter personal. Doctorii au fost anunțați de reprezentanții Ministerului Sănătății, care au și anunțat că au pornit o anchetă în acest caz.